doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu, iată care sunt știrile zilei. Sesiunea a doua a bacalaureatului nu a adus surprize plăcute. Navigația pe Dunăre se desfășoară din ce în ce mai dificil. Conducerea municipală a PNL a luat o decizie potrivită. Sute de locuri de muncă sunt disponibile în rețeaua EURES. Duminică pe canalul Sfântul Gheorghe se va desfășura parada ambarcațiunilor. Pe tema examenelor de bacalaureat numite în trecut de maturitate s-a vorbit, se va mai vorbi și se va continua întocmirea statisticilor. În județul Giurgiu, la sesiunea a doua din acest an, s-au înscris pentru BAC ceva mai mult de 1000 de candidați, dar s-au prezentat pentru a-l susține mai puțin de 900. Ca mai toate examenele de bacalaureat din ultimii ani și cel din sesiunea de toamnă acestui an a constituit prilej pentru elaborarea de noi statistici privind numărul celor care s-au înscris sau care au promovat testul de maturitate. Pe ansamblu, evaluările făcute la nivel național relevă faptul că rezultatele la sesiunea a doua din acest an sunt superioare examenului similar din toamna anului trecut. La Giurgiu, elevii care au susținut în toamnă bacul au avut rezultate ceva mai bune decât cei din Mehedinți, Gorj, Buzău și Ilfov, dar iată câteva cifre primite de la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu privind alte statistici realizate înaintea analizării eventualelor contestații. În cele 13 centre de examen din județ trebuiau să dea testele aproape 1050 de absolvenți, dar s-au prezentat la probe mai puțin de 900 dintre ei, 161 mai exact neprezentându-se la probe, iar doi fiind eliminați. În total, numărul celor care au promovat examenul la Giurgiu în sesiunea a doua este de 179, mediile cele mai multe de admitere situându-se între 6 și 690. Doar 4 consemnând succesul candidaților cu notări între 8 și 8,99, iar media 10 nefiind meritată de niciun candidat. Cota apelor Dunării este sub 0 la Giurgiu și va continua să scadă în lipsa precipitațiilor. Acest nivel scăzut îngreunează activitatea navelor și în sectorul de la Giurgiu. Potrivit Capitaniei Zonale, un punct critic este în Amonte, la Zimnicea, acolo unde pescajul de trecere este de circa 2 metri. Din cauza temperaturilor destul de ridicate și a lipsei precipitațiilor, Dunărea scade în fiecare zi. La Giurgiu, cotele apei sunt sub 0 cm de o bună perioadă, iar la acest nivel, navigația pe fluviu se desfășoară cu dificultate. Un punct critic este în Amonte de Giurgiu, la Zimnicea, pentru că acolo este prag, iar o navă poate fi încărcată doar la jumătate din capacitatea sa. La noi în sector, după cum bine știți, cota dificilă este în zona Zimnicea, pragul Luta. La ora actuală, în pragul Luta poate fi tranzitat de nave cu un pescaj de maxim 2 metri. Lățimea șenalului este de 80 de metri, iar în zonă se fac lucrări de întreținere a șenalului, de întreținere a adâncimilor, respectiv lucrări de dragaj. Tendința cotelor apelor Dunării este în scădere și în luna septembrie. Astăzi s-a înregistrat un nivel de minus 24 de centimetri și se așteaptă ca în zilele următoare să ajungă la minus 34 de centimetri. În această situație, în zona noastră vor putea trece navele cu un pescaj de circa 2 metri și 10 centimetri. Decizia lui Liviu Popazu de a renunța la funcția de copreședinte al organizației municipale a PNL este considerată de acesta una potrivită și realistă. Și celălalt copreședinte de la nivelul municipiului a confirmat că a luat aceeași decizie din proprie inițiativă și din aceleași motive. Prezent ieri seară în emisiunea Între Da și Nu la TV Giurgiu, copreședintele pe municipiu al PNL Giurgiu, Liviu Popazu, a explicat că decizia de a renunța la funcție și de a propune ca organizația municipală să fie condusă de către deputatul Florian Nicolae este una pe care a luat-o din proprie inițiativă. El a precizat că a discutat despre această decizie cu ceilalți membri ai conducerii, aceștia fiind de acord cu propunerea sa. Am anunțat un eveniment care se va petrece probabil într-o săptămână, maxim două săptămâni, după ce se parcurg toate procedurile statutare. Filiala are de câștigat. Dacă dezvoltăm subiectul, evident că orice fel de astfel de mișcare politică are mai multe reverberații, care, după părerea mea, se vor atenua în timp. S-ar putea să fie și oameni cărora nu le convine
dar eu am încredere în înțelepciunea membrilor noștri și vor înțelege cu toții că este o soluție potrivită și mai ales realistă pentru situația în care ne aflăm astăzi. Liviu Popazu a mai relatat că decizia pe care a luat-o a fost anunțată din timp, astfel încât să nu existe interpretări lipsite de fundament. El consideră că odată cu venirea deputatului Florian Nicolae la PNL, scena politică locală se echilibrează. Încă de la începutul anului trecut, Casa Națională de Pensii Publice pune la dispoziția celor interesați un serviciu electronic prin care se pot afla informații referitoare la stadiul de cotizare sau la data pensionării. În baza unei cereri, cetățenii pot administra atât propriile date și documente, cât și pe ale altei persoane din cadrul sistemului. Cetățenii au la dispoziție o serie de formulare prin intermediul cărora pot solicita online informații din sistemul Casei Naționale de Pensii Publice. De asemenea, prin activarea contului www.cnpp.ro se pot depune online cereri pentru a beneficia de prestațiile oferite de sistemul de pensii publice. În acest mod, cetățenii nu mai trebuie să se deplaseze la casele teritoriale de pensii pentru a obține informații și servicii din partea instituției. Orice asigurat al sistemului public de pensii asigurat pentru pensie sau pensionar, își poate crea un cont online pe site-ul cnpp.ro. Acest site aduce beneficii asiguraților sistemului public de pensii, în sensul că au acces complet la serviciile electronice oferite de Casa Națională de Pensii Publice, primește notificări online cu privire la evenimentele referitoare la propria persoană și are acces gratuit la informațiile dedicate fiecăruia. Își poate scoate un stagiu de cotizare mai ușor, fără să se deplaseze la sediul casei de pensii. Până în prezent, doar 73 de giurgiuveni au depus cereri pentru activarea contului. Oricine poate obține un cont online după ce urmează procedura existentă. Mai întâi se completează formularul în care vor fi înscrise informațiile de identificare a utilizatorului, după care se tipărește. După ce este semnată, cererea va fi apoi depusă la orice ghișeu al casei teritoriale de pensii, împreună cu actul de identitate personal. Cererea va fi procesată de un reprezentant al instituției, iar contul va fi activat. De asemenea, utilizatorului îi se va permite, în baza unei împuterniciri, să administreze și datele altei persoane din cadrul sistemului. Acordul partidelor pe codul fiscal va aduce beneficii imediate, în primul rând, populației, însă pe termen lung sunt foarte multe semne de întrebare. Declarația aparține liberalului giurgiuvean Noruț Stănișteanu, care nu crede că modificările aduse codului fiscal pot aduce atât de multă bunăstare cât se laudă actualul guvern. După cum se știe, puterea și opoziția au ajuns la un consens pe tema codului fiscal, care presupune un TVA de 20% din ianuarie 2016 și de 19% și de 19% din ianuarie 2017. Modificările aduse codului fiscal sunt privite cu ochii buni de către liberalii giurgiuveni, dar parțial, întrucât aceștia nu cred că noul cod fiscal va fi benefic pe termen lung. Sigur că se poate discuta pentru măsuri de pe termen lung care n-au fost adoptate în sprijinul agenților economici, pentru că în continuare nu s-a renunțat la acea taxă pe stâlp, nu s-a renunțat la taxa, la acel eurocent sau cum Dumnezeu se numea, care a fost pus în plus la combustibil pentru autostrăzile noastre, care, după cum vedeți, în fiecare zi se fac zeci de kilometri. Nu știu, noi să știm ce să mai facem cu atâtea autostrăzi, în banii care au fost puși deoparte. Deci sunt măsuri care pe termen lung trebuie gândite, cred eu, că chiar de astăzi. Deci soluțiile economice trebuie să fie date de specialiști adevărați care să ia decizii importante la nivelul Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor în primul rând și Ministerului Dezvoltării pentru o perioadă mai lungă în viața noastră. În ceea ce privește conducerea actualului guvern, Noruț Stănișteanu este de părere că premierului Victor Ponta i s-au cam terminat zilele la Palatul Victoria, fiind catalogat drept un om care nu mai poate fi primul administrator al țării. În luna august, jandarmii giurgiuveni au aplicat în total 110 sancțiuni, acestea însemnând avertismente și amenzi. Valoarea totală a amenzilor a depășit 25.000 de lei.
Cele mai multe sancțiuni contravenționale aplicate de jandarmi în luna august au fost pentru provocarea de scandaluri, consumul de băuturi alcoolice în locuri publice, adresarea de injurii și amenințări cu acte de violență. Totodată au continuat și activitățile preventive pe timpul competițiilor sportive și manifestărilor cultural-artistice din județ. Misiunea jandarmilor a fost aceea de a preveni și a descuraja producerea unor fapte de natură contravențională sau penală, lucru care s-a realizat și prin simpla prezența acestora în mijlocul cetățenilor. Cu toate acestea, în luna august au fost aplicate 110 sancțiuni contravenționale, a căror valoare depășește suma de 25.000 de lei. În același timp au continuat și activitățile preventive, în special cu ocazia competițiilor sportive, și mă refer aici la meciurile de fotbal din Liga 1 și UEFA Europa League. Ca de fiecare dată, jandarmii au promovat mesajul "Violența nu ți ajută echipa favorită, alege să fii fair play". Acțiunile în urma cărora jandarmii au aplicat sancțiuni în luna august au avut loc în 6 localități din județ. Este vorba despre Giurgiu, Mihăilești, Bolintin Vale, Călugăreni, Ghimpați și Clejani. 8 țări din Uniunea Europeană caută forță de muncă din România. Acestea au comunicat locurile vacante prin intermediul rețelei EURES cu sprijinul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cei interesați trebuie să fie calificați și să vorbească limbile franceză, engleză sau germană. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu anunță că prin rețeaua EURES sunt puse la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 1.312 locuri de muncă vacante în țări din spațiul european. Astfel, Belgia oferă 2 posturi de infirmier, Germania 236 de posturi pentru asistenți medicali, zugravi, șoferi, bucătari, ospătari, manageri, vânzări, agent de pază, tehnician, sisteme de securitate. Marea Britanie caută 89 de români, Polonia oferă 3 posturi de lăcătuși sudor, Norvegia un post de doctorand în testarea sistemelor de date centrate, Cehia 145 de posturi, Spania 801 posturi în agricultură și Suedia 35 de posturi de tinichigi auto, mecanic auto și vopsitor auto. Predomină locurile de muncă din Spania, un număr de 800 de posturi de muncitori necalificat în agricultură. Din nefericire, angajatorul nu are posibilitatea cazării solicitanților bărbați. Celelalte posturi variază, sunt în domeniul medical, în construcții, în vânzări și posturi cu studii superioare, doctorant în testarea sistemelor de date centrate, de exemplu în Norvegia. Ceea ce este esențial este că solicitanții, în primul rând, trebuie să aibă calificarea necesară ocupării postului și să vorbească o limbă de circulație europeană, cu excepția Germaniei, unde este obligatorie limba germană. În toate celelalte țări se solicită cunoașterea limbii engleze, dacă nu a limbii țării respective. Cei interesați de oferta de muncă din străinătate pot obține informații suplimentare de la consilierul EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu. Avem și de altfel sunt publicate și pe site datele angajatorului, modul cum poate fi contactat, cum se trimite CV-ul și, de asemenea, pentru persoanele care au nevoie, putem să le oferim îndrumări despre modul de completare a CV-ului, să verificăm documentele dacă sunt în regulă. Există situații în care modelul de CV european diferă puțin de la țară la țară. Există un standard, dar sunt țări care au anumite preferințe în modul de redactare a CV-ului. În sensul ăsta oferim informații suplimentare în plus față de ce este pe site. Oferta locurilor de muncă este publicată și pe site-ul EURES al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, www.eures.aneofm.ro. Născut pe 2 septembrie 1967, component al unor vestite cluburi germane de fotbal, al naționalei țării natale, dar și al echipei Juventus, Andreas Möller este sportivul din Germania cu performanțe demne de invidiat printre fotbaliști. Mijlocaș ofensiv cu forța unei mașini de fotbal, Andreas a câștigat Cupa UEFA cu echipa italiană, Liga Campionilor cu Dortmund, iar cu echipa națională germană o cupă mondială și un campionat european. În
Născut pe 2 septembrie 1967 în Germania de Vest, Andreas Möller este mijlocașul ofensiv, component al echipelor germane, Eintracht Frankfurt între anii 1985-1987, 1990-1992 și 2003-2004, al Borussiei Dortmund între 1988-1990, 1994-2000 și al Schalke 04-2000-2003, dar și al italienilor de la Juventus între 1992-1994. Fotbalist cu un dribling devastator și un excelent simț al porții, Möller a fost unul dintre renumiții golgheteri germani, asemănit cu o mașină de fotbal. Tocmai de aceea, televiziunile n-au ezitat să se întreacă în realizarea unor montaje deosebite ale fazelor din care Andreas Möller a marcat cele mai frumoase goluri ale sale. Un astfel de montaj este cel creat în urma unei partide dintre Borussia și cei de la Bochum, tranșat în favoarea echipei lui Möller, care poate înscria la acel moment cel mai spectaculos gol din carieră. On a bench in the middle of this park, I was waiting for the sunset, but it's already dark. Into the sky, I wanna see the Milky Way, the next blink of an eye. It's a holiday, there was a day, the world stood still. Ca jucător al lui Juventus, Möller a câștigat cu echipa italiană în 1993 Cupa UEFA, iar cu cei de la Dortmund în 1997 Liga Campionilor, învingând fosta sa echipă, Juventus, cu 3-1. Pe plan internațional, în calitate de component al naționalei Germaniei, omul considerat o mașină de fotbal, a reușit să câștige Cupa Mondială în 1990 pe tărâm italian, învingând în finală Argentina cu 1-0. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Urmează rubricile Sport și Meteo și emisiunile La Porțile Dorului și Medicina în Direct. Sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine! Asociația Județeană de Fotbal Giurgiu a organizat recent ședința Comitetului Executiv pentru a stabili unele măsuri privind desfășurarea ediției 2015-2016 a campionatelor Ligilor 4 și 5. În cele două serii ale Ligii a 4 au intervenit modificări atât în numărul echipelor cât și a componenței acestora. Cauzele acestor schimbări urmând a fi făcute public probabil mâine la conferința de presă organizată de asociație. În seria Sud nu au survenit modificări foarte mari în privința componenței, AS Mihai Bravo intrând în serie fără să iasă vreo echipă dintre cele din ediția trecută. În seria Nord s-au produs mai multe modificări în componență. Astfel, au ieșit din serie FC Naipu, AS Unirea Cosoba și AS Crevedia Mare și au intrat AS Unirea Joița, AS Viitorul Tândava, AS Singuren și ACS Voința Toporu. În cadrul aceleași ședințe s-a făcut și tragerea la sorți pentru programele etapelor de joc din ediția 2015-2016, seriile Sud și Nord. Astfel, în seria Sud, sâmbătă 5 septembrie de la orele 17, în prima etapă se vor întâlni ACS Arsenal Malu, AS Progresul Valea Dragului, CSM Dunăra Giurgiu, AS Spicul Izvorul, CSM Unirea Izvoarele, Asociația Sportivă Mihai Viteazul Călugăreni, AS Voința Slobozia, AS Mihai Bravu, AS Argesul Hotarele, AS Viitorul Vedea, AS Prundu, AS Dunăra Oinacu și AS Real Coliba și AS Real Vărăști. După cum a mai anunțat, campionatul Ligii a 4 va începe pe 5 septembrie și fiind câte 14 echipe în serie, nu vor mai exista cazuri în care o echipă să stea în fiecare etapă. În ciuda cotelor mici ale apelor, giurgiuvenii sunt invitați să iasă din casă și să participe duminică, începând cu ora 11, la parada embarcațiunilor, care poate fi admirată de pe podul Bize. Inițiativa se află la a treia ediție și aparține, ca în fiecare dintre anii precedenți, clubului Nautic San Giorgio, club al căror reprezentanți speră într-o audiență cât mai mare. De aceea facem acest apel către giurgiuveni, indiferent că au embarcațiuni sau nu, ca duminică, într-o zi frumoasă de sfârșit de vară, aici pe podul Bizeț, să fie prezență în număr cât mai mare, să putem saluta și aplauda embarcațiunile din Giurgiu, să ne bucurăm de aceste zile frumoase, de petrecerea timpului liber în aer curat, să vă prezentăm embarcațiunile clubului nostru și a celor din Giurgiu,
și în felul acesta să putem finaliza încă o acțiune reușită aici pe malul bătrânului Fluviu. Așadar, duminică, începând cu ora 11, sunteți așteptați cu mic, cu mare, cu barcă pe apă sau fără barcă pe podul Bize, pentru a sprijini sau admira parada navală a Clubului Nautic San Giorgio, în încercarea de a ne dezamorți puțin spiritul într-un oraș în care de multe ori multe se întâmplă, dar mulți spun că nu se întâmplă nimic. Așa cum am mai anunțat, sportivii de la Clubul Acvila s-au întors din scurta lor vacanță și s-au apucat serios de antrenament, programul competițional fiind foarte încărcat până la finalul anului. Despre participarea la primele competiții de toamnă am vorbit în rubrica Sport de ieri, iar astăzi dăm câteva file în sens invers și vorbim de palmaresul din prima parte a lui 2015 acestui redutabil club. Am avut rezultate foarte bune anul acesta competițional, atât la jiu-jitsu, cât și la campu, cât și la ușu. Anul acesta am avut primul campion european la ușu, foarte multe medalii la campu și rezultate mulțumitoare la jiu-jitsu. Rezultate, mă refer aici la medaliații care au participat la campionatul mondial. I-am cerut antrenorului Ion Chelu o părere despre plasarea clubului Acvila la nivel național față de alte cluburi concurente. Noi din afară vedem lucrurile într-un anumit fel, dumneavoastră din sală le vedeți altfel. Unde se plasează clubul Acvila, Giurgiu, la nivel național? Clubul sportiv Acvila de an de zile se postează între cluburile fruntașe ale sportului național. Din clubul Acvila, an de an, au fost recrutați sportivi și cooptați în loturile naționale de jiu-jitsu, de campo și de ușu. Cât privește pregătirile pentru competițiile importante ce vor urma, antrenorul Acvilei ne-a precizat. Ne pregătim pentru următoarele competiții. După Balcaniadă vom avea câteva competiții naționale. Mă refer aici la Cupa României la ușu. Vom avea campionatul național de campo, competițiile care au rămas de desfășurat anul acesta. Vor mai fi câteva open-uri în România, competiții care deja intră în circuitul internațional. După care vom avea campionatul mondial de jiu-jitsu pentru seniori. Data aceasta noi avem, din fericire, sportivii bine pregătiți și sperăm să obținem rezultate foarte bune și anul acesta. Duminică 6 septembrie, Clubul Nautic San Giorgio vă invită să ieșiți din casă pentru a petrece câteva ore lângă apă. De la ora 11, pe podul Bizet puteți urmări Parada Embarcațiunilor, ediția a treia. Dacă ești giurgiuvean, ieși din casă și vino la Parada Embarcațiunilor. Joi, deși valorile termice vor marca în jumătatea nordică a țării o scădere ușoară față de ziua precedentă, vremea va fi în continuare călduroasă, caniculară în sudul Banatului, Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în lunga Dunării, iar cele minime se vor situa în general între 12 și 20 de grade. La Giurgiu vom avea în continuare vreme foarte călduroasă, chiar caniculară. Vor fi maxime termice de 36-37 de grade Celsius în Giurgiu, Comana și Hotarele, și de 35 de grade la Mihăileș și Bolintin Vale. Viteza vântului va fi de 6 km pe oră dinspre nord-vest. Presiunea atmosferică, 757 mm coloană de mercur. Apele Dunării sunt în scădere cu 10 cm, cota probabilă minus 24 cm. Umiditatea este de 56%.